Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Brașovul tău. Nu este vorba de o galerie de artă, însă o să vedeți puțin mai târziu în emisiunea noastră că avem expuse o serie de tablouri de o frumusețe deosebită. Înainte de a prezenta însă invitatul din această după-amiază, vreau să vă spun că există într-adevăr 3 în 1 la cafea solubilă, dar există cel puțin 3 în 1 și în ceea ce privește ființa umană, pentru că personajul care vreau să vi-l prezint acum, adică invitatul meu din această după-amiază, cel puțin eu am identificat 3 în 1, adică mămică, adică antrenor de performanță și, bineînțeles, artist. Și este vorba despre Corina Oancea. Bună ziua și bun venit în studioul nostru! Bună ziua, mă bucur să mă aflu aici, vă mulțumesc că m-ați invitat. N-aveam cum să nu invit, pentru că noi o cunoaștem pe Corina Oancea dintr-o altă postură, și anume antrenor de performanță. Am făcut o emisiune foarte interesantă, un matinal, timp de 3 ore am tot povestit de ceea ce înseamnă antrenor de performanță și de ce este voie în conjunctura business-ului românesc de astfel de pregătiri. E, acum o avem pe Corina, dar de fapt este Rina și al treilea personaj din aceeași întruchipare este și mama Corina Oancea, pentru că Corina Oancea este și proaspăt mămica unei fețe de câteva luni. De șase luni, da. Bun, am vorbit, doamnelor și domnilor, Corina, am vorbit cu Corina, acum vorbim cu Rina. Ce înseamnă Rina? Cine este Rina? Rina este artistul din mine, care cred că a trăit acolo ascuns așa toată viața și a avut o voce așa de prin 2015-2016. În 2015 a decis că vrea să iasă la lumină și că nu mai poate să stea așa într-un colț umbrit. Adică Rina a învins-o pe Corina și a zis gata, de acum eu, e momentul meu. E momentul să ies la lumină. Nu pot să zic că nu am fost atrasă de artă mereu. M-am simțit apropiată de ea. În familia mea, să zic așa, pe linia paternă, bunica și tatăl meu desenau și pictau foarte frumos și tot timpul am avut așa, cum se spune la noi, un ochi pentru frumos. Da, am o rugăminte, pentru că dumneavoastră vedeți un tablou care jumătate se află sub masă. Eu acum o să profit de bunătatea colegului nostru din regie și o să te rog acolo așa în colțul din dreapta să scoți un pic bocancul și pe colegul de la cameră să filmeze bocancul respectiv, așa să vadă despre ce este vorba, pentru că ceea ce vedeți pe Rina este... Așa se vede, este creație proprie. Ăia sunt niște bocanci cu niște floricele, cu niște ținte, cu niște șireturi. Mulțumesc, Corina. Mulțumesc, Rina. Pardon. Și așa, eu mulțumesc. Și eu prima dată când am văzut astăzi, când a venit Rina la emisiune, când am văzut ce avea în urechi, am zis că e momelă pentru păstără, după care am înțeles că totuși aia nu se pune în urechi. Sunt cercei, da? Sunt cercei, da, niște cercei mai artistici, bineînțeles fiind un suflet de artist, mă atrag lucrurile unice și artistice și sunt o grămadă de artiști, artizani care fac lucruri foarte frumoase. Și bineînțeles ceea ce la modă, iartă-mă, și cu asta am încheiat, 5 degete, 5 unghii, 5 culori diferite. Bineînțeles, ca orice artist adevărat, culoarea este foarte, foarte importantă. Te rog frumos, descrie-ne-o pe Rina. Rina a început în 2015 cu participarea la un curs de cultură ce se ținea atunci la Centrul Cultural Reduta cu pictorița Magda Văcaru. Am început timid acolo să desenez, apoi să pictez și am constatat că este ceea ce căutam de multă vreme și că nu mă mai pot opri. A devenit ceva foarte compulsiv, să spun așa. În 2016... am decis că este timpul să fac un pas către lumină și am avut prima expoziție de artă cu prima colecție. Formată din câte tablouri? Am avut 13 tablouri. Prima colecție a fost prezentată la restaurantul Bistro de l'Art, care este un loc foarte apreciat și un restaurantul meu de suflet, să spun așa. Iar acolo deja publicul știe că mereu este o expoziție de artă prezentă. Și atunci acolo am avut prima expoziție cu vernisaj, au venit 80 de persoane, am vândut jumătate din colecție în seara deschiderii. Adică 7,5 tablouri. Aproximativ, da. Și m-am bucurat foarte mult pentru că au fost așa de bine primite, pentru că stilul meu de a picta este unul foarte personal și profund. Adică
nu am vrut să pictez ca să mulțumesc pe cineva sau ca să placă publicului, ci am vrut să pictez ca să scot din mine anumite trăiri, sentimente, gânduri care poate necesitau a fi închise, vindecate sau pur și simplu scoase la lumină. Doamne și domnilor, ceea ce vedeți la noi în studio reprezintă o parte din creațiile Rinei și aș vrea să recunosc că eu le-am ales, mi-a arătat și a zis cam ce ai vrea să fie în emisiune și ceea ce mi s-a părut mie interesant, începem cu cel de... Începem cu Reborn, cel de acolo face parte din prima colecție, mai am numai două tablouri. Reborn adică renaștere, da? Cam așa s-ar numi, cam așa s-ar traduce. Acum o să ne ocupăm și tehnic de acest tablou. El face parte din prima colecție, de unde nu mai am multe, multe tablouri. Prima colecție... Din alea 13 vândute. Da. Ăsta a scăpat. A scăpat. A rămas încă. Este unul dintre tablourile cele mai de suflet ale mele, pentru că în prima colecție subiectul principal am fost oarecum eu, prin trăirile mele. Și acest tablou reprezintă cumva procesul meu de a mă renaște continuu și a mă reinventa până ajunge la versiunea în care mă simt cel mai confortabil. Incredibil. Deci asta este Reborn-ul, renașterea. Și chestiile roșii ce reprezintă? Te rog să explică-ne. Trăirile de atunci se vede că sunt profunde, că au fost profunde. Sunt, de fapt, niște răni, pentru că atunci când vrei să renaști, trebuie să treci un pic prin foc, ca o pasăre Phoenix, să sau te arzi un pic. O să vă povestesc la un moment dat povestea vulturului, da? După care să renaști într-o nouă formă. Adică orice schimbare, orice dezvoltare nu vine fără eforturi, fără ceva greutăți și durere la pachet. Însă atunci când reușești să treci prin ele, de fapt devii o persoană mult mai puternică și ajungi să fii poate versiunea pe care ți-o doreai. Ai reușit să fii versiunea care ți-o dorești? Sunt pe drumul cel bun. Profanul din mine, când a văzut acelalt tablou, cu mil am zis, săraca femeie, de ce e supărată? Da, acum am înțeles, de fapt nu e supărat, e o profunzime a unei transformări. Da, cel de-al doilea, pentru că suntem contra timp, numește... A doua colecție a mea a fost, se numește Tortillon colecția, care înseamnă, vine din franceză și înseamnă o contopire. O contopire a lucrurilor. Iar eu mi-am imaginat un dialog între mari ai artiști ai lumii, cum ar fi dacă aceștia ar fi pictat împreună. Și ce vedeți acum pe ecran este o împletire între Dalí și Picasso, între două dintre tablourile cele mai de seamă ale acestora, pe care am încercat să le îmbin în așa fel încât să ne putem imagina cum ar fi fost dacă acești doi s-ar fi cunoscut și ar fi lucrat împreună. Întreaga colecție a fost o împletitură între mari artiști. L-am avut pe Van Gogh cu Klimt, pe Monet cu Munch. Mai multe împletituri. Au fost 5 tablouri, dintre care mai am două, acesta care îl vedeți aici și încă unul care este expus astăzi la Ana Hotel în Poiana Brașov. Foarte frumos. Da, incredibil tablou. Bun, deci discutăm de până în acest moment de două colecții, da? Da. Din care mai este, din prima mai este ăla, mai este femeia care renaște, care poate este Rina sau poate se găsește, eu știu, în imaginația oricărei dintre dumneavoastră doamnelor, așa, și această combinație între Dalí și Picasso. Am înțeles. Bun, am ajuns acum într-un moment în care deja artistul Rina este consacrat. Consacrat, cunoscut, aș spune pieței, am avut destul de multe expoziții în mai marile hoteluri și restaurante din tot județul și încet, încet am început să depășesc și aceste granițe și am reușit să fac lucrul acesta cu cea de-a treia colecție. Cea de-a treia colecție care a avut o temă precisă, lupta femeilor de egalitate pentru drepturile lor care să fie aceleași cu drepturile bărbaților. Păi ele sunt garantate de Constituție și de serie de tratate internaționale, serie de scriptic, carte. Da, faptic, nu, încă mai faptic. Avem de lucrat din punctul și faptic, meu de vedere. E adevărat, dar lucrătura trebuie să pornească din partea dumneavoastră, doamnelor, pentru că nimeni în momentul de față nu vă poate încălca un drept pe care l-aveți. Iar dacă Dumnezeu le o face, există, slavă Domnului, suficiente instituții ale statului care vă apără. Sigur că da, însă atâta vreme am trăit într-o societate
societate patriarhală, niște mentalități, cel puțin în România, bazate pe mentalitatea bărbaților, unde bărbatul are mereu dreptate și el decide și el conduce. Iar aceste lucruri se vor schimba în timp cu generațiile care vor veni, pentru că nu putem să cerem persoanelor care au fost crescute într-o anumită ideologie deodată să prindă putere și să-și dea seama că pot face mult mai mult. Eu vă doresc să vă luați zborul, doamnelor, așa cum doriți dumneavoastră. Și ajungem la favoritul meu, da? Numărul 3, care este în spatele tău. Va trebui să-l descriu, uitându-te undeva la o cameră. De ce spun favoritul meu? Pentru că acum am înțeles despre ce e vorba acolo. Scrie Equal Rights, adică drepturi egale. Însă mi-a atras atenția modul impersonal al prezentării celor doi protagoniști de acolo și în câteva secunde o să-l vedeți și dumneavoastră pe micile ecrane. Acest tablou face parte din colecția este. Frustrări. Fiecare tablou din această colecție reprezintă lupta femeilor pentru a se manifesta așa în culorile în care au fost colorate, să zic. Am evitat să pictez fețele și să arăt fețele pentru că poate să fie oricine și orice persoană se poate transpune în acest loc. Puteai să scrii acolo cu orice asemănătate cu realitate, este pură întâmplare, cum se întâmplă de obicei. Baloanele sunt prezente în fiecare tablou din această colecție ca un semn de speranță că se poate și mereu putem aspira la mai mult și putem să ne educăm în acest sens. Iar această colecție a fost foarte bine primită la New Artist Art Fair din Londra, unde am fost în anul 2018, în vara anului 2018. O să rog colegii mei să rămână totuși pe acest tablou, pentru că am de adresat câteva întrebări. 1. De ce este o femeie și mai multe umbre? Ce semnifică? Este mișcarea femeii care era supusă. Dar e vorba de una singură sau mai multe? O că singură de aici femeie... eu pot să înțeleg că acel bărbat poate să aibă mai multe femei pe care le ghidonează cu acel ham. Între noi fie vorba, ca și artist, eu evit de cele mai multe ori să explic un tablou pentru că privitorul poate să-l perceapă după propria experiență. Și atunci, din punctul meu de vedere, asta e cea mai sănătoasă metodă de a privi un tablou. Nici nu mai am curaj să spun ce am înțeles din tablou. Însă, în acest tablou, ce am vrut eu să spun, dar fiecare este liber să înțeleagă ceea ce își dorește, este femeia care era în genunchi și care găsește puterea interioară pentru a se ridica și a se descătușa, să spunem așa, și a-și cere drepturile. Păi nu prea e descătușată, că se vede foarte clar că este încă în hamuri ghidonată de către domnul ăla fără față. Doar că a început să se ridice, este un pas, primul pas și totul pleacă din interior, cu dorința de a vrea să schimbi, dorința de a ști că poți mai mult. Deci dacă n-ai fi spus mai devreme ce ai spus, vreau să zic ce înțeleg prin el, dar o să zici că asta este stilul meu și mai bine tac din gură. Da, doamne și domnilor, spuneam, este favoritul meu pentru că extrem de multă expresivitate are acel tablou și durerea din spatele lui există, din păcate, încă la noi în societate. Pe lângă asta, aceste tablouri din colecția asta, care se numește Frustrări și care, după cum am zis, a fost prezentă în Londra, a beneficiat și de o realitate virtuală, adică este un tablou în tablou și cu ajutorul unei aplicații se poate scana fiecare tablou și apare oarecum continuarea poveștii. Continuarea poveștii care vine ca un film. Foarte frumos. Unde putem să vizionăm continuarea poveștii? Scanăm cu o anumită aplicație de pe telefon tabloul și de acolo se vede continuarea poveștii. Fiecare tablou din această colecție a avut și fiecare cumpărător care își cumpără tabloul primește instrucțiunile necesare pentru realitatea virtuală, pe lângă certificatele de autenticitate ale fiecărui tablou. Cele care există în colecții private, nu, dar câte mai există și unde le putem vedea pentru a fi scanate? Ultimul din această colecție care a putut fi vizionat de public a fost la Bienala Albastră, care a fost o mișcare artistică extraordinară pentru orașul Brașov și acolo a fost prezent unul dintre tablouri. Acum, astăzi, în prezent, niciunul din această colecție nu este vizibil publicului. Mai sunt doar 3 tablouri din acestea și sunt în studioul meu. Expoziția care mai este acum prezentă, dar cu alte tablouri, este la Brutăria Simplu de pe strada Sitei, unde este o pâine foarte bună, gustul copilăriei acolo, la o pâine cu maia și niște dulciuri extraordinar de bune, prăjituri ca acasă. Să ne dați adresa să putem factura reclama. Da? Deci avem așa, tablouri avem în restaurante, avem tablouri în brutării. În hoteluri. Păi, trebuie să mai avem tablouri obligatorii în cofetării. Păi, Brutăria Simplu e cofetărie
slash brutărie, să pentru zicem că așa. Acum ajungem la favoritul meu, de ce spun că asta este de o frumusețe, este din comun, care într-adevăr ar merge într-o cofetărie. Eu vă și dau o sugestie, dar după emisiune știu un loc unde s-ar potrivi foarte, foarte bine, la Tanti Maria în cofetărie, poftim, am spus-o, dar nimeni nu știe care e Tanti Maria, așa. Asta este o frumusețe de tablou. De ce? Pentru că este un prichindel, o prichindea, mai bine zis, deși poate să fie și băiețel, că acum, buchetul capilar nu mai reprezintă obligatoriu un sex, corect, poate să fie corect. Și băiat și fetiță cu foarte mult păr și cu fundița, uitați-o, domnilor și domnilor, și mi se pare atât de viu tablou ăsta că îmi vine să iau de mânuță și să plec cu ea. Acest tablou este primul dintr-o colecție la care lucrez acum, ce are ca subiect principal copii, probabil și pentru că am devenit din nou mămică. Este o inspirație dintr-un alt artist renumit, o doamnă, Maria Ozsain, pe care o apreciez foarte mult, și mi-am propus să pictez câteva tablouri cu aceia care sunt cei mai drăgălași copiii. Iar acesta este primul dintre ele, l-am adus pentru că știam că ți-a trezit interesul și abia s-a uscat cât de cât să-l pot plimba puțin din atelier până aici. Doamne și domnilor, fac o mărturisire. Rina, pe 1 iunie, împreună cu o trupă de copii talentați și nu numai, dar cu o trupă de copii, în studioul nostru de radio, o să ne împodobească pereții cu fel de fel de frumuseți. Va fi o surpriză pe care o face atât nouă, cât mai ales copiilor care vor fi prezenți de 1 iunie în studioul Radio Brașov, pentru că spuneam că de 1 iunie trustul ăsta va aparține copiilor. Copiii vor fi și DJ, vor și cânta, bineînțeles că o să și mâncăm, că ni se face foame, burtica dacă e goală nu funcționăm cum trebuie, o să avem de toate prăjituri, sper să avem și libertate totală până atunci, dar eu cred foarte mult în responsabilitatea guvernanților, care înțeleg că libertatea este un drept pe care îl avem cu toții. Ne întoarcem. Sunt foarte curios pentru că, gata, ne-ai umplut cu talent și cu respect. Am văzut de ce este capabilă Rina, evadată din Corina Oancea acum nu știu cât timp. Uite, eu încerc de nu știu cât timp să-mi depășesc autosuficiența și să cânt, nu-mi iese nici cum. Deci nu-mi iese nici cum. Eu, vocea mea echivalentă cu un fierăstrău care și de la neascuțit tocii. Da, asta este fiecare cu talentul. Mi-ar fi plăcut nu să știu, ci să pot cânta. Însă, din păcate, o să trăiesc cu visul ăsta restul vieții mele, dar sunt convins că mă împac cu neajunsul ăsta. Spune-ne însă, cum se împacă așa antrenorul de performanță Corina Oancea, pentru că este profesia de bază, da? Artistul Rina și mămica. Și proaspăta mămică, pentru că, domnilor și domnilor, povesteam cu Corina înainte de emisiune despre cât timp avem de poveste, pentru că e o mare plăcere să povestești cu Corina și mi-a zis că programul e din 3 în 3 ore și la ora 16:30 trebuie să se ducă și să alimenteze o făptură mirifică. Cum se numește făptura mirifică? Aurora este cea mică, Ariana este cea mare. Ariana deja nu mai trebuie alăptată, dar sigur are și ea nevoie de dragostea mamei. Deci la peste aproximativ o jumătate de oră trebuie să mergi să o alăptezi. Cum te împaci? Pentru că ești un singur om, ești 3-in-1, cum spuneam mai la început. Mă împac pentru că am sprijin în spate, l-am pe soțul meu care mă ajută foarte mult și el, practic el este de vină pentru ieșirea Rinei în lume. El m-a sprijinit foarte mult să o scot la lumină, a avut încredere în ceea ce pot să fac, m-a încurajat foarte mult, ceea ce face și la momentul actual, dacă eu trebuie să ies sau trebuie să mă duc la o consultație sau să vin aici la emisiune să vorbim despre artă, el stă și se joacă cu cea mică, o scoate la plimbare până vin eu să pot să îi dau de mâncărică și să stau cu ea. Întrebare. Da. Cum îl personifici pe soțul tău în tablou de acolo? Baloanele. Baloanele cu speranța. Am arătat, domnule domnilor, tablou în care bărbatul ghidează femeia. Deci baloanele cu speranța, pentru că dacă aduci ceva foarte mult în viața mea, este speranța și iubirea. În rest, categoric, nu sunt hamuri, nu există... Nu, este un bărbat foarte deschis la minte, este și el un suflet artistic, el merge foarte mult pe partea de fotografie și web design și atunci ne completăm foarte bine unul pe celălalt pe latura artistică și ne sprijinim unul pe celălalt foarte bine. Deci, până la urmă, puteți să fie o muză reciprocă. Da, cam așa cred că și suntem. Bun. Și mă mai interesează o zi din viața Corinei Oancea cu toate cele trei exponente de care am vorbit puțin mai devreme, adică antrenorul de performanță, Rina și mama.
Eu, de felul meu, sunt foarte organizată și atunci îmi place să fac lucrurile bine și până la capăt și le organizez. Dacă mi-am setat acum, stau 2 ore și pictez, stau 2 ore și pictez și nu fac altceva, nu mă gândesc la altceva. Și dacă inspirația te duce la 2 ore jumate, rămâi acolo sau pur și simplu zici stop? Rămân acolo dacă mi se permite, dacă nu, nu. Pentru că ca eu să pot să stau 2 ore, cineva trebuie să aibă grijă de copii sau să le dea de mâncare sau să se descurce cu ei. Și atunci nu poți să profiți de acest lucru. Stabilim niște lucruri și ne sprijinim unul pe celălalt fără a-l îngrădi. Asta mi se pare mie o cheie bună în a te organiza. Când trebuie să am consiliere, la fel. Îmi stabilesc programul, stabilim de comun acord și împărțim. La fel și el, dacă vrea să se ducă să facă fotografii sau are de lucrat la un site, tot la fel. Ne împărțim programul astfel încât fiecare să poată să facă tot ce are nevoie și ce trebuie. Și din 3 în 3 ore, mămică, nu? Mămică sunt tot timpul. Din 3 în 3 ore trebuie doar să alăptez. Deci mămică tot timpul. Sigur, și asta nu e o slujbă de la care să iei pauză. Și când ești la șevalet, și când ești la consiliere, și când ești la traininguri. Da, da. Pot să zic că cea mare îmi moștenește iubirea pentru artă și ea pictează, desenează. Ea acum încearcă foarte multe de pe latura asta artistică. Detest romgleza, dar n-am ce face, că e la modă, traininguri, adică pregătire. Asta cursuri. Cursuri, așa. Spune-mi, fetița ta, cea mare. Cea mare, Ariana. Ariana. Cum privește faptul că ai devenit din nou mămică, pentru că este o diferență oarecum de vârstă între ea și mogâldeața mică, și mai mult decât atât, cum o privește pe Rina din mama ei, Corina Oancea? Ariana este o personalitate foarte voioasă și foarte sociabilă. Ei place foarte mult tot ce se întâmplă pe partea de Rina și pe partea de artă, la fel și pe partea de fotografie. Este atrasă de tot ceea ce înseamnă artă, de ceea ce înseamnă să stai în lumina reflectoarelor. Îi place foarte mult actoria, deci pentru ea toată partea asta este ceva fantastic. Referitor la surioara ei, bineînțeles că la început a avut niște temeri, ca orice alt copil care o să aibă o surioară sau un frățior. Dar atunci când a văzut-o pe cea mică, cumva s-au risipit și acum este o dragoste foarte frumoasă și abia așteaptă să crească mai mult ca să poată să interacționeze mai mult. Eu momentan îi cântă, să știi că ea cântă, da, și cântă cele deci, mici foarte înseamnă mult. Înseamnă că pe întâi o să fii prezentă și cu una și cu alta, nu? Da, încercăm. Asta e un lucru foarte bun. Eu o să fac niște mărturisiri în întâlnirile noastre, 2 minute și 46 de secunde, 45, 44, pentru că timpul trece. Doamnelor și domnilor, ceea ce auziți dumneavoastră în fiecare dimineață în matinalul Radio Brașov, pastila de optimism, este creația Corinei Oancea, cum spuneam, antrenor de performanță, un om care încearcă să ne motiveze zi de zi cu alte idei, pentru că nu repetăm absolut nimic și ne puteți proba. Uite, chiar fac și un pariu că dacă veți găsi de 2 ori aceeași transmisie, vă dăm și noi 500 de euro. Place, e la mod de 500 de euro și. Așa? Și mai mult decât atât, probabil că după 1 iunie, de prin 2-3 iunie, o să avem și o dezbatere foarte interesantă, zic eu, despre un subiect pe care îl iubim cu toții, dar puțini dintre noi au curajul de a discuta. Despre care puțini dintre noi au curajul de a discuta, nu dezvăluim mai multe pentru că toate la timpul lor. Sigur, e bine să creăm suspansul. Așa, Corina, mai avem exact 1 minut jumătate, te rog frumos, îți aparține. Îți mulțumesc. Mulțumesc foarte mult pentru invitație, mă bucur că mă aflu aici. Pentru iubitorii de artă pot să mă găsească pe site-ul meu www.rina.gallery www.rina.gallery. Gallery adică galerie în engleză. Da, da. Sau pe Facebook, Rina Visual Artist, pe Instagram, pe toate platformele media. Mai spui atât rar? Da. Pe Facebook, Rina Visual Artist sau pe Instagram. Tot așa. Tot așa, Rina Visual Artist. Sunt pe toate platformele media și de regulă mă găsiți prin restaurante, hoteluri din Brașov cu câte o expoziție de pictură. Nu pe tine în persoană, ci doar operele de artă. Eu sunt de regulă la vernisaje. Când facem deschiderea expoziției de artă, facem un vernisaj și atunci sunt. Câteva secunde, ce ai în minte? Care e următorul vernisaj? Cum se va numi următoarea colecție? Hai, mărturisește-ne. Nu știu.
Dar e în plan. Este în plan colecția cu fetițele, cu copiii. Încă nu i-am găsit un nume, probabil că Inocență, undeva cam acolo. Cam câte tablouri vor fi? 7-8, pe acolo mă gândesc. 10 în funcție de timp și de inspirație, nu? Da. Inspirația nu mi-a lipsit. Mulțumesc lui Dumnezeu, timp să. Îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația de a fi prezentă la noi în studio. A fost un studio de televiziune, dar este și un studio de artă, după cum vedeți, domnule și domnilor, pentru că aceste minunății create de Corina ne-au încântat în după amiaza aceasta. Ce să zic, aici se termină emisiunea noastră, că deja suntem cu câteva secunde peste. Vă mulțumesc pentru atenție. La bună vedere!